Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! La prestigioasa ceremonie de premiere desfășurată săptămâna trecută, incidentul neașteptat trăit de celebra actriță Slatir Koglu a avut un mare eco în lumea revistelor. Slatir Koglu nu și-a putut controla nervii în urma unei certări în timpul ceremoniei și a intrat într-o ceartă verbală. Asta s-a întâmplat în acea noapte și în culise. Slatir Koglu a participat la ceremonia de decernare a premiilor într-o rochie elegantă și a devenit unul dintre cele mai stilate nume ale nopții. Actrița de succes a fost foarte încântată în timp ce aștepta să primească un premiu la categoria la care a fost nominalizată. Începutul ceremoniei a fost destul de plăcut și calm pentru toată lumea. Cu toate acestea, mai târziu a avut loc un eveniment neașteptat. Când a fost anunțată categoria în care Slatir Koglu va primi un premiu, câștigătorul premiului a fost altcineva. Slatir Koglu a salutat cu maturitate această situație și a aplaudat câștigătorul. Evenimentul principal a izbucnit însă la cocktailul organizat după festivitatea de premiere. În timpul cocktailului, a izbucnit o ceartă între Slatir Koglu și actorul premiat din aceeași categorie. Actorul câștigător ar fi arătat o atitudine condescendentă față de Slatir Koglu, ceea ce a făcut-o pe Sla foarte supărată. Slatir Koglu și-a exprimat reacția nefiind tăcut în fața acestei atitudini. Cearta care a început între Slatir Koglu și jucătorul care a câștigat premiul s-a transformat curând într-o luptă verbală. Slatir Koglu a spus: "Nu este locul nimănui să slăbească succesul, iar cealaltă parte a răspuns dur la aceste cuvinte. Cei din jur au intervenit pentru a-i calma pe cei doi jucători. După incident, cercul apropiat al lui Slatir Koglu a explicat în detaliu motivul argumentului. S-a susținut că Slatir Koglu a făcut insinuări că jucătorul câștigător nu merită premiul și această situație a supărat cealaltă parte. Slatir Koglu a respins ferm aceste acuzații. În urma incidentului, Slatir Koglu a făcut o declarație pe contul ei de socializare. Se spun multe lucruri despre ceea ce s-a întâmplat în acea noapte. Dar adevărul este că nu am avut niciodată o atitudine condescendentă față de nimeni. Respect succesul tuturor, a spus el, afirmând că ceea ce s-a întâmplat a fost interpretat greșit. Fanii Slatir Koglu au postat mesaje de susținere pe rețelele de socializare în urma incidentului. Succesul și personalitatea Slei sunt evidente, aceste tipuri de incidente nu pot păta numele ei, au spus fanii, exprimându-și sprijinul pentru actriță. Acest sprijin a ajutat-o pe Slatir Koglu să-și găsească moralul. Mass media s-a arătat interesat de acest incident trăit de Slatir Koglu. Diverse programe de reviste și site-uri de știri au oferit o acoperire extinsă, publicând detalii despre incident și declarații ale părților. Această situație a făcut ca incidentul să crească și mai mult. Actorul premiat a făcut și el declarații după controversă. Cred că toată lumea a fost emoționată în acea noapte și unele cuvinte ar fi putut fi interpretate greșit. Nu m-am adresat personal lui Sla, a spus el, afirmând că incidentul nu trebuie amplificat. După acest incident, a fost curios cum va afecta cariera Slatir Koglu. Cu toate acestea, Slatir Koglu a declarat că va continua să lucreze, păstrându-și profesionalismul. Aceste tipuri de evenimente nu-mi pot umbri cariera. Voi continua să mă concentrez pe munca mea, a spus el, subliniindu-și determinarea. Slatir Koglu a făcut și declarații despre noile ei proiecte după evenimente. Lucrăm la multe proiecte noi și ne vom întâlni în curând cu fanii noștri. Astfel de evenimente nu ne pot descuraja din calea noastră, a spus el, dând mesaje pline de speranță pentru viitor. Prietenii și colegii apropiați ai Slatir Koglu i-au transmis și ei mesaje de susținere. Sla este unul dintre cele mai talentate și profesioniste nume din această industrie.
Aceste tipuri de incidente nu pot umbri succesul ei, virgulă, au declarat aceștia, exprimându-și sprijinul față de actriță. După incident, este curios dacă se va ajunge la o împăcare între Slatir Coglu și actorul câștigător. Atitudinile profesionale și declarațiile ambelor părți indică faptul că incidentul va fi închis fără o creștere suplimentară. Slatir Coglu a simțit și sprijinul familiei sale în spatele său în acest proces. Familia mea este mereu alături de mine și vom depăși împreună aceste dificultăți, virgulă, a spus el, exprimându-și recunoștința familiei sale. Sprijinul familiei a ajutat-o pe Slatir Coglu să-și mențină moralul ridicat. Mass media poartă, de asemenea, o mare responsabilitate în incident. Unele instituții de presă, care au ocupat agenda exagerând sau distorsionând detaliile incidentului, au devenit ținta criticilor. Mass media au fost invitate să acționeze cu mai multă grijă și responsabilitate în astfel de probleme sensibile. Au susținut-o și colegii Slatir Coglu. Sla este o actriță exemplară pentru noi și nu vom permite ca aceste tipuri de incidente să-i afecteze cariera, virgulă, au spus prietenii ei, arătând că sunt de partea lui Slatir Coglu. Actrița, care a câștigat premiul, a încercat să ajungă la o împăcare discutând cu Slatir Coglu după incident. Aceste tipuri de discuții pot apărea uneori din neînțelegeri. Sper să putem rezolva această situație cât mai curând posibil, virgulă, a spus el pe un ton pașnic. Acest incident este o lecție pentru incidente similare în viitoarele ceremonii de premiere. Comitetele de organizare plănuiesc să planifice mai atent pentru a evita aceste tipuri de incidente. Fanii Slatir Coglu așteaptă cu nerăbdare interpretarea actriței după incident. Slava va ieși mai puternică din acest incident și va obține succese mai mari, virgulă, spun fanii, exprimându-și încrederea în Slatir Coglu. Acest incident a demonstrat încă o dată importanța relațiilor profesionale în industrie. Actorii și producătorii au decis să acționeze cu mai multă atenție pentru a preveni ca aceste tipuri de incidente să dăuneze industriei. Slatir Coglu și-a clarificat planurile de viitor după incident. Aceste tipuri de incidente nu mă pot abate din calea mea. Voi continua să mă concentrez pe cariera mea și pe proiectele mele, virgulă, a declarat el, subliniindu-și determinarea. Slatir Coglu a declarat că mesajele de sprijin pe care le-a primit au fost foarte valoroase pentru el. Mulțumesc tuturor celor care mă susțin. Acest sprijin este foarte important pentru mine, virgulă, a spus el și le-a mulțumit fanilor și prietenilor săi. Mass media are responsabilitatea de a informa societatea reflectând aceste fapte cu acuratețe și fără exagerări. Acest incident a reamintit din nou presei această responsabilitate. Acest incident trăit de Slatir Coglu la ceremonia de premiere a avut un mare impact în lumea revistelor. Cu toate acestea, atitudinea profesională a Slatir Coglu, mesajele de sprijin pe care le-a primit și determinarea ei pentru viitor i-au permis să depășească acest incident și să se concentreze asupra carierei sale. Fanii ei încă așteaptă cu nerăbdare realizările și proiectele noi ale Slatir Coglu. Pascali.